primul vițel va fi donat la Misiunea Bucovina, pentru că Misiunea Bucovina să-l dea celor mai departe care vor avea nevoie. Joiana, să fii cu minte și să dai cât mai mult lapte. Am ales ca numele ei să fie Joiana. De ce? Tata lor a fost murit și eu am rămas cu dânși ca să-i pot întreține. Busul cu Văcuța a plecat deja înainte, eu mă pornesc după, avem și o scară pentru că trebuie să reparăm grăjdiuțul în care o să stea Văcuța și până o să cumpărăm mai mulți balos, probabil mai diseară sau trebuie să rezolvăm și cu hrana pentru iarna sa pentru Văcuță, dar până atunci avem un balot ca să hrănim Văcuța astăzi. Suntem la Petrișor, în acest buz se află Văcuța, care de astăzi este proprietatea lui Petrișor. Se va hrăni cu lapte de la ea și va îngriji de ea. Hai să vezi, Petrișor, Văcuța care e aici în buz. Ia-i Văcuța. Mulțumim, domnul, mulțumim celor care au cărbuit. Vaca o și-a dormit aici, da. Pentru că vine la drum lung. E murdar, da. Un pic, dar nu-i problemă, da. Că se scutură. Sunt foarte bucuros, foarte bucuros. Dumnezeu să-i binecuvinteze. De acum da. Ai Văcuța ta. Am vaca mea, laptele meu. Nu mai depind de alții. Îi mulțumesc celor care au contribuit, care au ajutat. Îmi va fi foarte de folos Văcuța aceasta în casă, că laptele de la vacă mă hrănește, mâncare și cel necesar. Mulțumesc Dumnezeu să-i binecuvinteze celor care au contribuit la această Văcuță, la acest un aliment sigur la casă, un aliment de bază. Dumnezeu să-i binecuvinteze și ne mulțumesc, nu sunt cuvinte. Cum o să ai grijă de Văcuța asta? Aura, cum trebuie, hrănit, adapat, mâncare, hrănit, curățat. Petrișor, Văcuța asta are în burtă și vițel. În februarie, din ce am înțeles de la proprietar, va naște, da. Vițelul. La noi în zonă se spune va făta. Va făta, păi și la noi. Spun corect? Așa. Da, așa. Va aduce un vițel și probabil că te vei folosi și de vițelul respectiv. Crez, da. Da, îl crești acum. Nu e mai pe vremea lui Ceaușescu ca să n-ai voie să-l tai? Da. Ai voie să faci ce vrei tu cu el? Nu vreau să-l tai. Nu vrei să-l tai? Nu. Ce vrei să faci cu el? Mimilă. Primul vițel va fi donat la Misiunea Bucovina, pentru că Misiunea Bucovina să-l dea celor mai departe care vor avea nevoie de un vițel, de vițic, de băut, ce a fi, cum se zice. Wow, vrei să-l donezi și tu mai departe? Da, primul vițel va fi pentru Misiunea Bucovina. Oameni buni, sunt surprins, acum aud pentru prima dată. Petrișor vrea să doneze primul vițel la Misiunea Bucovina, ca Misiunea Bucovina să-l doneze mai departe, celor care au nevoie de un vițel, ca să se folosească de carne sau altfel. Da. Wow, sunt surprins, Petrișor, mai surprins. Hai, încet, încet. Hai. Să nu cade. Stai că nu vreau. Hai. Gata, am dat verdeață de acum. Petrișor, asta e Văcuța ta de acum. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să vă binecuvinteze. Ești bucuros? Poate. Îți place culoarea? E super! Așa am avut, cam majoritatea așa le-am avut la culoare. E super! Unde duci tu? Ia s-o pus, în mașină făcute, da. De tătea acolo și murdarite. Ce curăță! Sunteți bucuroase că Dumnezeu v-a pregătit o Văcuță? Da, vă mulțumesc! De acum o să aveți lapte în casă. Dumnezeu sănătos. Să vă binecuvinteze. Mult sănătate. Mulțumim. Și dumneavoastră și la căsă. Atât spraț. Și cine o să mulgă Văcuța? Eu. El a pus mâna pe lanț. Mie îmi place la mulți acele. Cam mai mulți și îmi place să am grijă de ele. Eu am fost la sector și mulgeam vacile. Am lucrat în sector la fițe. Câte vaci pe zi mulgeați atunci? E, deodată avem mai puține, pe urmă am fost ajuns la 27. De vaci pe zi? Pe zi, da, de mulți. Dimineața, dar într-adevăr, când mergeam cu noaptea în cap la Hrițeni. Prin tuneric, cât cum la Hrițeni, la deal, acolo, la Gostat, mergeam. Pe jos? Pe jos, da, cu ce avem să mă duc. Păi, na, o leac, frică, o leac,
temei tot, și din cauza la ora 5 trebuie și fost acolo, la mult. Când mergeați atunci la lucru, la colectiv, câți copii aveți acasă? 7. 7. 7, aici era de 6 luni. Și soțul nu mai era? Nu, a fost murit. Și rămâne fata care am mai mare, rămâne cu dânsul, hrăne. Îi dădea la biberon. Așa. Și până la ora 11 nu vineam acasă de la sector. Dimineața până la 11. De la 11 vineam acasă, stăteam până la ora 1. De la ora 1 până la ora 4 seara nu mai vineam. Că trebuie să rănești, trebuie să lătă. Eu de tăti, de tăti bastri, că stierbi. Am avut 105 vaci. La sector? În sector. Ne-au dat că la mine, la mine, uite câte vaci am avut, mi s-am spus acasă, când am avut. Eu am fost la căruță, la divin, la colectiv. Am lucrat și în sector. Am lucrat și la colectiv, la parcelă. Și la Libene am lucrat la căruță, eram voinică. Și ce faceți la căruță? Mă ducem, caram, mă ducem, luam palmaș. Eu mă ducem ca palmaș, care era căruța mea. Și așa, la întâi dădem eu de jos, ca să așa de strujeni. Saci cu grâu, el, care e bărbatul, care merge. Și putea să ridica? Da, ce vin să fac? Ce putere să mai ai, amu? Da. Atunci luam sacul de jos și îl punem pe Dragina Căruță, pe Dragina Căruță, îl dădem, îl hârtoiem de la brață și îl punem gura jos în căruță. Păi atâția copii atâția guri acasă așteptau mâncare. Tata lor a fost murit și eu am rămas cu dânși ca să-i pot întreține. Și m-am dus la complex, la treabă. Ei, era un băiet, Leandro era un țâng de băiet. Și ce face? E bine și l-arunca fel de fel în mine și bani și băligar de la vite, când te croie cu băligar și alte unge tot. Vă arunca pe dumneavoastră? Da, cum. În păjocură? Da, cum. Și pe urmă ne-a ajutat bunul Dumnezeu. Tante Neta, știi că vin prat și îți faci casa, aduci lemnul. Aduce lemnul, materialul, tot și caram cu roaba în ochi, eu. Caram, păi veneam la Hrițeni, vă două cât stăteam acasă vă 2-3 ore, eram la palastru, o gradă. V-ați dat atât interesul ca să aibă copiii ce mânca? Și mâncat, cumpăram, mă duceam, nu aveam ce face. Și din toți copiii, câți au mai rămas acasă? Singur. Petrișor? Da. Și Petrișor are grijă dumneavoastră? Da. N-am ce duce, mulțumesc, bunul Dumnezeu, mă rog, soară, dimineața, fidei, sănătate. Bun băiat, Petrișor. E bun, e bun, n-am ce zici. Păcat așa avem fața bunului Dumnezeu. Uitați că la bătrânețe Dumnezeu v-a pregătit un copil pe care dumneavoastră l-ați crescut ca să aibă grijă la bătrânețe de dumneavoastră și de casă, da, și să fie alături de dumneavoastră. Îți mulțumit. Ce să spun? Nu pie, nu fumează, nu înjură, nu face răle, nu nimic. El îndat. Cum e gamuș? Vine acasă, merge în casă și se așează patul și scolc. Nu umblă ca să împinsat așa, așa ca alți băieți, ca alți, nu. Să pune la somn ca dimineață să trezească să facă treabă, nu-i așa? Da, și eu dorm într-o bucătărie, el dorme în casă. Când mă trezesc eu, se trezește și el și mă întreabă ce fac, cum. Eu zic, mă, până afară și vin înapoi. El mă scol și eu, că de-am trebuie să facem mâncare, el. Da. N-am ce. Uite, Petrișor e aici deja, acolo e busul, paște vaca. Chiar dacă e toamna, e frig, chiar e frig afară, deci mâna asta mi-a înghețat deja. Iarba jos încă e verde, încă nu a căzut bruma așa tare pe ea și Petrișor paște văcuța. Petrișor, cum îți pare băcuța? Super! Foarte frumoasă! Te-ai prins zorul ca să paști vaca? Vaca, da! Vaca mi-a ta? Mi-a plăcut dintotdeauna. Să am o vaca mea, să o pasc, să o iau de fripul, de lanț. Decât să fiu, să mă duc la cineva să lucrez pe, degeaba, mai degrabă să am grijă de vacă, să o iau, să o pasc, să o hrănesc. Foarte frumos! O iau la deal, pe marginea zonei, când e călduț. Foarte frumos.
Domnul să vă binecuvinteze cu pace, binecuvântare cerească. Domnul să-i binecuvinteze pe cei care au ajutat, au contribuit. Domnul să binecuvinteze misiunea Bucovina. Te-ai împrătenit deja cu dânsa? Da. Cum o cheamă? E foarte blând. Joiana. Numele acestei văcuțe va fi Joiana. Împreună cu echipa de voluntari cu care am venit aici și am lucrat la Grăjdiuț puțin cât am reușit astăzi, am ales ca numele ei să fie Joiana. De ce? Pentru că astăzi e joia și văcuța lui Petrișorul a ajuns joia aici. De aceea am pus numele Joiana. Petrișorul, îți place numele Joiana? Da, foarte frumos numele Joiana. Așa va rămâne, Joiana. Dacă va fi, când după ce va fata Joiana și va fi fetiță, Joiana Junior o va chema după mama sa. Rămâne văcuța în grija ta de acum. Domnul să vă binecuvinteze. Să ai grijă de ea, să o mulgi la timp, să-i dai mâncare, da. Să fii sănătoasă și să dai lapte cât mai mult ca tu și mama ta să puteți să vă folosiți de lapte, da, să aveți hrană în casă și Domnul să binecuvintează toată familia voastră. Văcuța va rămâne de acum aici, la Petrișor și Joiana, să fii cu minte și să dai cât mai mult lapte. Domnul să vă binecuvânteze.